Prefectul Călin Petru Marian a trimis astăzi un memoriu ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, prin care aduce la cunoștință tergiversarea inexplicabilă de către sucursala regională de căi ferate Timișoara a întocmirii documentațiilor privind transferul către autoritățile administrației publice locale din județul Hunedoara a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș-Lunca Brad. În urmă cu 5 luni, prefectura a înaintat sub forma unui proiect de hotărâre de guvern o solicitare de trecere a terenurilor aferente liniei feroviare dezafectate Păuliș-Lunca Brad din concesiunea CFR în domeniul public al localităților Brad-Luncoiu de Jos, Șoimuș, Băița și Vălișoara, în scopul punerii în valoare a fostei linii ferate Păuliș-Lunca Brad și introducerii acesteia în circuitul turistic, având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabile existente. Numai că CFR nu s-a sinchisit nici la această oră să dea vreun răspuns, așa că prefectura a apelat la ministrul Grindeanu. Având în vedere această situație de tergiversare de către sucursala regională de căi ferate Timișoara, a procedurilor de întocmire a documentațiilor tehnice ce cad în sarcina acesteia, inclusiv avizarea în CTE, ne vedem obligați să vă informăm despre acest blocaj instituțional care poate periclita transferul de către autoritățile administrației publice locale a terenurilor situate pe traseul liniei feroviare dezafectate Păuliș-Lunca Brad, cu consecința gravă a ratării unor oportunități de dezvoltare sau de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, considerate deosebit de importante pentru comunitatea locală din județul Hunedoara. Se menționează în memoriu. În finalul memoriului, prefectul Călin Petru Marian solicită ministrului transporturilor și infrastructurii să intervină instituțional și să dispună măsurile legale care se impun pentru deblocarea situației.